Unul din psalmii mei preferați este psalmul 126. Acest psalm extraordinar vorbește despre faptul că Dumnezeu poate să restaureze copiii lui Israel, să le dea pământurile și să-i aducă înapoi ca pe niște râuri din Eghev. Dacă la început psalmul vorbește despre cum Dumnezeu poate să binecuvânteze și să renoiască pe copiii săi, la finalul acestuia găsim următoarea promisiune. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se va întoarce cu veselie când își va strânge snopii, Chiar dacă vom trece prin suferință sau prin momente grele și tot felul de încercări, avem o promisiune din partea lui Dumnezeu. El ne promite că ne va restaura. Și atunci când vom semăna cu lacrimi și vom striga către El, Doamne, avem nevoie de tine, te dorim și inima noastră flămânzește și însetează după tine, atunci Dumnezeu va face lucruri mărețe și glorioase în viața noastră. El va restaura lucrurile, lucrurile pe care noi n-am fi putut niciodată să le restaurăm. Relațiile frânte vor fi restaurate, oamenii vor fi restaurați prin Hristos, iar în felul acesta îl vom vedea pe el făcând lucruri mărețe. De aceea, marea nevoie a zilelor noastre sunt inimile flămânde, oameni care flămânzesc și însetează după neprihănirea lui Dumnezeu. Chiar Domnul Iisus a spus, ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. El promite că va sătura inimile care flămânzesc și însetează după el. Ce înseamnă să flămânzești și să însetezi după Dumnezeu? Domnul Isus a promis că cei ce vor flămânzi și înseta după el vor fi săturați. Dar ce înseamnă asta? Cu toții știm că foamea și setea sunt cele mai profunde nevoi pe care le are omenirea pentru că fac parte din marea nevoie de a trăi. Tu nu poți trăi fără mâncare, tu nu poți trăi fără apă. Când ești flământ și setat, ai nevoie de viață și spui, am nevoie de mâncarea și apa ce mă țin în viață. Tot așa trebuie să flămânzim și să însetăm după Dumnezeu. Când flămânzim după El și când însetăm după El, El ne va sătura cu sine însuși, ne va copleși cu prezența sa. Am văzut lucrul acesta în călătoriile mele peste hotare, am întâlnit oameni care erau flămânți și setați după neprihănire și strigau către Dumnezeu vărsau lacrimi înaintea lui și îl căutau din toată inima lor pe Dumnezeu. În schimb, am descoperit că noi creștinii din vest am devenit foarte comozi. Nu mai avem aceeași foamete și sete după Dumnezeu și de aceea Dumnezeu este nevoit să aducă lucruri în viața noastră prin care să ne facă să flămânzim și să însetăm din nou după El. Iar atunci când vine cazurile, în loc să dai vina pe alții pentru ce se întâmplă în viața ta, în loc să fii descurajat de încercările prin care trește rog să realizezi că Dumnezeu a adus acele lucruri în viața ta ca să te facă să flămânzești și să însetezi mai tare după el. Așa că varsă-ți inima înaintea lui și el va face lucruri extraordinare în viața ta. Acum dăm voie să-ți mai spun ceva. Poate în acest moment ești în lacrimi, dar va veni ziua când vei fi plin de bucurie, iar alții vor veni cu tine și îl vor căuta pe Dumnezeu. Așadar, flămânzește și însetează chiar astăzi după el. Varsă-ți inima înaintea Domnului și privește cum va lucra.